Va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean, unde avem 18 puncte la ordinea de zi. O să fie discutat bugetul Consiliului Județean și sper și aprobat. După care trebuie să vă spun de acum că elementele, să spunem, de detaliere a obiectivelor și proiectelor care vor finanța pe anul 2011 se va face după ce aprobăm nivelul de bani pentru fiecare capitol în parte. Asta înseamnă că probabil la sfârșitul lunii februarie să facem aprobarea obiectivelor și ședința Consiliului Județean pe baza bugetului.